Suntem la doamna Mărioara acasă, în comuna Brădișorul de Jos, județul Caraș-Severin, aproape de orașul Oravița. Doamna Mărioara până acum, din păcate, nu a avut o sobă bună care să poată să facă căldură, să poată găti pe ea. Aici deja a venit frigul, bat vânturi foarte puternice, este ger afară. Doamnei Mărioara i-am cumpărat lemnele de foc, tot ce a avut nevoie în sensul acesta. Și din fericire pentru dânsa am putut să îi cumpărăm și această sobă care este înaintea noastră. Dorim pe această cale să mulțumim acelor persoane care au ajutat-o, care au donat fonduri pentru că această sobă să poată să fie cumpărată. Până acum, doamna Mărăra, pe vechea sobă pe care o să o vedeți în materialele noastre video pe care o să le difuzăm, nu a putut să gătească pe ea, am înțeles, nu a făcut căldură așa cum trebuie, iar acum doamna Mărăra se va bucura de căldură și își va putea să-și gătească hrana de zi cu zi. Doamna Mărăra este o persoană singură de mai mulți ani de zile, de foarte mulți ani de zile, de peste 30 de ani, dacă am înțeles bine. Și ea este în atenția noastră de mai mulți ani, în fiecare ocazie când avem posibilități, ajungem la dânsa atât cu lemne de foc cât și cu alimente și acum cu ajutorul dumneavoastră, sponsorii și donatorii noștri, am reușit să cumpărăm această sobă. Mulțumim din toată inima pentru ajutorul pe care l-ați oferit, doamne Mărioara, mulțumim din toată inima. Mulțumesc acelora persoane care m-au ajutat ca să primesc acest cuptor. Le doresc numai bine fericire în viața lor, în familia lor și Dumnezeu să ne ajute pe toți.